Primarul Ion Lungu a plecat la București să poarte mai multe discuții legate de o serie de probleme ale municipiului Suceava. De acolo, el a transmis că alte 7 blocuri vor intra în reabilitare de anul viitor, pe lângă cele aprobate anul trecut. Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat că timp de 2 zile a fost la București și a purtat discuții legate de o serie de probleme prioritare ale municipalității. În primul rând, a participat la invitația domnului ministru Daniel Cadariu la o întâlnire la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului pe teme legate de turism referitoare la organizațiile de management al destinațiilor și la polurile de dezvoltare turistică. A reprezentat Asociația Municipiilor din România. La această întâlnire au fost reprezentanți de la toate structurile asociative, Consilii Județene, Asociația Orașelor și Comunilor din România. Au fost prezenți și reprezentanții ministerilor, dar și ai agențiilor de dezvoltare regională. Au fost discuții constructive și s-au propus soluții pentru a fi prinse în noua lege a turismului la care se lucrează. Așa cum se știe, una din prioritățile anunțate la Primăria Municipiului Suceava în acest an este legată de realizarea noii strategii de turism și realizarea OMD-urilor la nivelul Municipiului Suceava. Am solicitat domnului ministru să realizăm o legislație în domeniul turismului simplă și funcțională cu modele preluate din țări unde turismul are o importantă contribuție în PIB. Nu trebuie să redescoperim apa caldă, să luăm exemple de bune practică și din țară care funcționează pe modelul OMD-urilor. Din păcate, pe PNRR se finanțează realizarea de OMD-uri la nivel regional și nu la cel local. Vom sta în continuare în contact cu Ministerul Turismului pentru realizarea și implementarea unei noi strategii de turism în orașul nostru. Totodată am avut discuții la Ministerul Energiei cu domnul ministru Virgil Popescu pe tema proiectelor de reabilitare a rețelelor termice promovate de primărie prin Ministerul Energiei, precum și probleme legate de reglementarea activității de funcționare pe biomasa societății de termoficare, în așa fel încât biomasa să fie definitiv combustibil, să beneficieze de aceleași facilități ca și combustibilii fosili. Am avut discuții la Ministerul Dezvoltării pe tema reabilitării blocurilor de locuințe, unde am depus o nouă listă de 7 blocuri care să intre la reabilitare anul viitor, pe lângă cele aprobate anul trecut, cu finanțare din acest an. În total, 16 blocuri vor fi reabilitate pe eficiență energetică cu un număr de 696 de apartamente. De asemenea, am avut discuție la CNI pe tema licitațiilor la sala polivalentă și baza sportivă tip 1, teren fotbal, antrenament și obținere aprobare pentru construirea unui nou stadion de fotbal. S-a semnat contractul pentru proiectare și execuție cu câștigătorul licitației din Ilfov pentru baza sportivă tip 1, teren antrenament fotbal. Licitația la sala polivalentă este în procedură de finalizare. Cât privește construirea unui stadion nou, suntem prinși în lista de sinteză actualizată asupra programului Complexuri Sportive. Au fost întâlniri utile și sunt convins că o parte din problemele discutate își vor găsi rezolvare în perioada următoare, a transmis primarul municipiului Suceava, Ion Lungu.